Bună ziua, dragi copii! Sunt Liudmila Tăucci, profesoară de limba și literatură română pentru instituțiile cu predare în limbile minorităților naționale. Astăzi vă invit la lecții de limba română pentru clasa a doua, cu tema Vesela. Vă rog frumos, subiectul nostru este destul de interesant. Aveți nevoie de dispoziție bună, maximă atenție la realizarea obiectivelor. Astăzi la lecție vom învăța obiecte de veselă, cum se numește fiecare obiect. Vom răspunde la întrebări, vom utiliza lexicul nou în comunicare. Copii, lecția o începem cu familia Olaru. La lecțiile precedente am făcut cunoștință cu această familie. Ea ne-a ajutat să studiem unele lucruri și teme. Astăzi, familia aceasta ne va ajuta să studiem subiectul nou. Copii, uitați-vă ce ne spune azi familia Olaru. Bună ziua, copii! Suntem familia Olaru. Suntem o familie veselă și unită. Copii, eu cred că de la lecția trecută știți ce înseamnă familie veselă și familie unită. Astăzi, cuvântul capcană la lecție, fiți atenți, este anume cuvântul veselă. Unde oare eu trebuie să pun accentul? Vă rog frumos să fiți atenți. În familia Olaru, toți se ajută unul pe altul. Lidia o ajută pe mama să spele vesela. Ați observat? Vesela. Fiți atenți, cuvântul acesta astăzi la lecție este foarte important. Acest cuvânt are două sensuri diferite. Vă propun să încercăm să-l utilizăm. Uitați-vă! Fată veselă și veselă frumoasă. Atenție unde punem accentul. Fată veselă, ați observat? Și veselă, frumoasă. Vă rog frumos, acesta este foarte important. Dacă noi astăzi vorbim despre veselă, vă rog frumos să fiți atenți, vă îndemn chiar să fiți atenți și să învățăm niște cuvinte noi. Furculiță. Furculiță, repetăm cu mine. Lingură. Lingură. Cuțit. Cuțit. Și linguriță. Linguriță. Vă îndemn, copii, toate aceste cuvinte pot fi numite cu un singur cuvânt. Cuvântul acesta se numește tăcâmuri. Fiecare tăcâm, lingură, furculiță, cuțitul și lingurița poate fi înlocuit cu un singur cuvânt. Tăcâmuri. Repetăm cu mine. Tăcâmuri. Și cuvântul acesta trebuie să-l învățăm. Următoarele obiecte din tema noastră, adică lexicul nou care trebuie să învățăm, poftim, repetăm cu mine. Tigaie. Tigaie, cratiță, cratiță, farfurie, farfurie, cană și pahar. Toate aceste obiecte, copii, le putem găsi la fiecare bucătărie. Aduceți-vă aminte, sunt aceste obiecte la bucătăria voastră? Evident că sunt. Aceste obiecte, cum se numesc? Veselă. Lecția noastră așa și se numește. Veselă. Și aceste obiecte sunt din partea temei noastre. Veselă. Dar, dragii mei copii, ați observat cândva la bucătărie mamei sau a bunicii o mulțime de obiecte identice? De exemplu, cratițe sau farfurii.
Cum se numesc aceste obiecte? Nu știți? Vă ajut eu. Aceste toate obiecte, această mulțime de obiecte, așa și se numește set. Dacă sunt mai multe cratițe, este un set de cratițe. Dacă sunt mai multe farfurii, așa și spunem set de farfurii sau set de veselă. Încă o dată repetăm. Ce este set? Mulțime de obiecte de veselă. Așa, copii, am învățat niște cuvinte. Destul de mult am obosit, dar vreau să vă îndemn. Vă rog frumos să ne aducem aminte de culorile care am învățat în clasa 1 și anume aceste culori ne vor ajuta să jucăm. Țineți minte că jocul nu se va primi dacă greșim. Vă propun niște obiecte. Cine ține minte cum se numesc aceste obiecte? E corect, este cana, numai de diferite culori. Și anume aceste culori ne vor ajuta puțin să relaxăm și să ne jucăm. Vă rog frumos și fiți atenți. Dacă numim incorrect, cerculețul colorat nu găsește cana corespunzătoare. De aceea, vă rog frumos împreună. Prima culoare. Ați adus aminte? Prima culoare este portocalie. Corect? Am numit corect și cerculețul nostru și-a găsit cana. A doua culoare. A doua culoare este liliachie. Gata. Și ea și-a găsit locul. A treia culoare. A treia culoare este azurie. Bravo! Și ea și-a găsit locul corespunzător. Cred că următoarea culoare este cunoscută pentru toți. Este roșu. Culoarea roșie. Așa, următoarea culoare este galbenă. Bravo! Așa, corect. Eu cred că ați ghicit. Următoarea culoare este verde deschis. Au rămas ultimele trei culori. Vă rog frumos să descifrăm și aceste culori. Așa, culoare albastră, violetă și ultima care e verde închis. Suntem bravo? Suntem bravo! Am repetat toate culorile și avem niște aplauze, deoarece noi am completat toate culorile, am repetat toate culorile, dar și am învățat încă un cuvânt nou. Cană! Repetăm cu toți. Cană! Așa, vă rog frumos, stimații mei copii, astăzi am învățat ce înseamnă cuvântul tăcâmuri. Acum vă rog frumos să răspundeți în baza imaginilor. De aceea vă îndemn maximă atenție la imaginile propuse. Și prima întrebare. Ce tăcâmuri lipsesc? Ce tăcâmuri lipsesc? Eu vă ajut. Ce lipsește? Lipsesc furculița, lingura și cuțitul. Cu un cuvânt, cum numim toate aceste obiecte? Sunt tăcâmuri. Următoarea sarcină. Vă rog frumos atent. Ce are băiatul în mână? Ce are băiatul? Băiatul are în mână o linguriță. Ce are fetița în mână? Fetița are în mână o cană. Cuvintele noi la lecția noastră de azi. Linguriță și cană. Vă rog frumos, uitați-vă, este o bucătărie și la această bucătărie trebuie să găsim unde este setul de cratițe. Cei mai esteți deja știu ce înseamnă set, o mulțime de veselă de un fel. Haideți să vedem unde este
Setul de cratițe. Corect, ați găsit. Setul de cratițe este pe dulap. Poftim, dar de ce culoare este setul? E albastru. Setul este albastru. Următoarea întrebare. Doar maximă atenție la imagine, deoarece nu veți găsi obiectul necesar. Unde este tigaia roșie? Roșie, da, corect, noi am repetat. Tigaia roșie este pe plită. Unde este setul de farfurii? Setul de farfurii este pe masă. Corect, am găsit. Corect, suntem bravo? Suntem bravo. Să vedem. La următoare imagine s-au ascuns toate cuvintele noi. Ce obiecte de veselă putem găsi în bucătărie lui Nicu? Uitați-vă atent, aici sunt foarte multe obiecte. Începem. Ce obiecte putem găsi? Putem găsi cratița, tigaia, furculița, cana, paharul și farfuria. Toate aceste obiecte noi am învățat azi? Corect. Toate aceste obiecte fac parte din subiectul nostru veselă și aceste obiecte le putem găsi la fiecare bucătărie. Dar am vorbit despre bucătărie lui Nicu, familia Olaru ne-a pus întrebări ce fel de obiecte sunt la această bucătărie. Lucrând împreună, am învățat multe cuvinte și structuri lexicale. Dar ați putea exersa și acasă. Vă rog să vă uitați la bucătăria aceasta propusă și să propuneți unde am putea plasa unele obiecte de veselă. Vă rog frumos, împreună, acasă, să spuneți părinților unde și ce obiecte noi putem pune. Dacă am învățat, am repetat, am alcătuit câteva propoziții, am descifrat cuvântul capcană veselă, putem să facem totalurile lecției. Astăzi la lecție, ce am reușit noi oare? Am învățat denumiriri de veselă. Corect, am învățat. Am răspuns la întrebări? Corect, noi am răspuns. Am utilizat lexicul nou în propoziții? Am utilizat. Noi suntem bravo? Noi am realizat toate obiectivele noastre. Dacă ați lucrat activ, lecția a fost una distractivă, atractivă. Vă rog frumos să luați din buchetul dispoziției cu care eu vin la sfârșit de lecție, să alegeți câte o floare. Să alegeți prima floare dacă vie trist. Așa și spunem, aleg prima floare deoarece mi-e trist. Nu am reușit astăzi. Aleg a doua floare deoarece îmi place, dar mai trebuie să depun efort. Sau aleg a treia culoare deoarece sunt fericit și astăzi am avut succes. Vă rog frumos, fiecare din voi să alegeți la sfârșit de lecție ce floricică ați merita. Vă rog frumos, dragi copii, vă mulțumesc că ați fost activi, vă mulțumesc că ați repetat, ați învățat, ați alcătuit propoziții împreună cu mine. Vreau să vă mulțumesc pentru lecție, să vă spun la revedere, vă invit la lecția viitoare. Eu vă promit că ea tot va fi o lecție distractivă, interactivă și destul de captivantă. Dar vă îndemn să reținem că din înțelepciune populară, așa și se spune, familia
este ca un set de veselă. Dacă cineva lipsește, setul este incomplet. Eu vreau să vă invit la lecții viitoare, că toți împreună să învățăm limba română. Vă mulțumesc și la revedere!